Dacă vreodată te-ai gândit să suni la numere de telefon bântuite, îți recomand să te uiți la videoclipul acesta pentru că probabil o să-ți schimbi părerea. Salutare tuturor, eu sunt Marius Iancu și bine ați revenit la un nou episod destul de horror. Înainte să înceapă clipul, aș vrea ca în fiecare episod să anunț abonatele episodului care de tot aceasta este Florin Cristea, care a scris în comentarii literă cu literă respectiv o singură literă pe comentariul jocului preferat, adică Zuba, lucru pe care trebuie să-l faci tu dacă vrei să apară în următorul nostru videoclip. Guys, astăzi o să facem un lucru foarte, foarte horror. Am căutat, vă spun, să spunem, în decurs de o zi am căutat o fantomă căreia să-i scriem. Am găsit o fantomă din regiunea Uruguaiului numită Tessa. Tessa asta are un număr limitat, iar totodată n-aș putea să vă arăt numărul acum pe YouTube deoarece s-ar considera fraudă, deoarece nu a mai fost niciodată pus pe YouTube. Așa că nu am voie să vă dau numărul, însă dacă vom face la acest episod o sumă foarte, foarte mare de like-uri, o să încerc să găsesc o modalitate prin care să vă dau vouă numărul. Așa că hai să strângem la acest episod 10.000 de like-uri. Guys, uite să vă arăt conversația, vreau să vă spun că am de făcut o promovare și totodată dacă vreți numărul cât mai repede, duceți-vă în descriere, abonați-vă la acel băiat și continuați să vizionați videoclipul. Am intrat aici pe telefon și am adăugat-o la contacte pe Tessa, vedeți că ultima accesare a fost chiar astăzi, acum la 23:10, poate mai mulți oameni vorbesc cu ea, nu sunt sigur, vă dați seama că nu sunt sigur care știe numărul ăsta. Hai să de ce să-i scriem, guys, prima dată. Hai să zicem, vedeți acolo și lumina, hai să zicem hello prima dată, hai să zicem hello. I-am scris hello, hai să vedem dacă ne răspunde sau măcar dacă ne dă sin, sper să ne răspunde. Conectată, s-a conectat. Ok, era conectat de dinainte, vă dați seama. Ok, a trecut, guys, un minut și n-a scris nimic, hai să-mi schimb o dată hello, bă, deci, bă, nu, deci nu cred că nu răspunde, what the fuck. Guys, nu răspunde, bă, fiți atenți, bă, și eram așa de entuziasm, mamă, cu clipul ăsta. Are you there? Întrebăm dacă este acolo. Păi și eram așa entuziasmat cu clipul ăsta. Uitați, guys, care e ultima accesare, adică femeia, era să zic femeia. Băi, e online, frate, dar nu răspunde, what the fuck. Ce se întâmplă, guys? Pur și simplu nu răspunde. Vedeți, are ultima accesare astăzi la conectată, s-a conectat. Ne-a văzut mesajele, băiți, ne-a văzut mesajele, nu cred. O să mai vedeți lumina aia, îmi pare rău. Scrie, ne scrie, nu cred. Nu cred. Hello, ok, ne-a scris hello. Hai să întrebăm. Ce să întrebăm? Are Tessa? Hai să întrebăm prima dată, are Tessa. Tessa. Eu am, gen, asta n-arată la WhatsApp, însă eu am băgat, gen, am adăugat-o pe... La telefonul meu la contacte, ca să vedeți voi așa, gen, știți, ca să nu vedeți numărul, pentru că s-ar putea să se considere fraudă și să-mi fie dat jos videoclipul. Pentru că na. Are o Tessa? Hai să o întrebăm. Văd că, cum mi spune, nu este un robot de la automat, asta mă bucură, gen, că roboții automat spune și timpul când îi dădeai mesaj și îți răspunde absolut instant, știi, și nu mai avea niciun haz așa. Văd că, gen, se comportă ca un om normal, știi, nu știu dacă e pro... Ok, scrie, fuck it. Ce scrie? Hai să vedem, mamă, sunt foarte curios. Nu cred, bă. Yes. Ok, mi-a zis că este. Perfect. Ce să mai întrebăm, guys? Ce să mai întrebăm? Sunt foarte, foarte curios ce am putea să o întrebăm. Oh, guys, ne-a dat mesaj. Where are you from? Bă, cine mă știe pe mine? Cine știe că-s de pe YouTube? Mă știe că de fiecare dată când și vorbeam cu criminalii de pe YouTube și ziceam că suntem din Spania, așa că de ce să... Ne spun acolo, bă, dar stai când vede numărul, fuck it, bro. Tot zice că suntem din Spania, poate n-are atâta creier. Gen, dacă o să ne zică că suntem din România sau ceva, 100% înseamnă că s-a uitat la numărul nostru. Adică e o chestie la mijloc, dacă zice din Spania și ea zice ok, chiar cu un robot și tot e o prostie, gen. Dacă ne spune că ok, e din Spania, adică se vede la numărul meu că sunt din România, frate, că începe cu 4-0, îți dai seama. Hai să vedem ce ne scrie. Nu, you are not, nu te cred, ok, ce mai probabil am văzut numărul. Băi, eu zic, eu nu mă sperii de chestii de-astea, ok, zic, după ce naiba ne-a zis? Oh my god, what the fuck? Conectate, vedem că acum ne scrie mai mult cu noi, ceea ce mă bucură. Vă zic sincer că mă bucură maxim. Hai să vedem. Tell me where are you from? Băi, ok. Fiți atenți, nu, că o dăm pe față. România. Adică ne-a văzut, frate, ne-a văzut ăla, că e plus 4-0, bănesc așa arată. Ținem așa. E la 23 și 14. Și noi vorbim cu fantome. Oh my god, e conectată. Hai să ne ce le spune, chiar sunt curios. Cum ar fi să zic, a, păi l-am omorât și eu pe unul în România. L-am distrupt psihic ce face fantoma asta, Tessa.
Dar bă, vedeți cât de ciudat e? Zice ultima accesare azi la 23:14, gen. Adică foarte, foarte ciudat. Nu e arnat. Cum adică nu sunt, frate? Asta e puțin. Pe ce scriem? I am, nu știu cum să-i zic, but yes, I am from, I am from. Sunt din România, soro, ce faci, adică? Ok, ne-a văzut era pe conversație cu noi. Ok, ok, nu zis ok. Guys, hai să vedem ce o să, hai să vedem, do you speak Romanian, cred că se zicea, bar, n-am zis, eu n-am treabă cu engleza. N-am treabă cu engleza, n-am treabă cu nimic, ai wow. Do you speak Romanian, uitați aici, hai să vedem ce ne zice. Chiar sunt curios ce o să ne spună. E conectat, ne-a dat sinu, nu ne zice nimic aici, nebun. Conectată, băi, deci e foarte ciudat ce se întâmplă. Romanian, hai că auzi de Romanian? Hai să zicem Google Translate. Poate își dă seama. Hai că auzi de adevărat cine se aude de România până la urmă, adică da. Hai să vedem. Și vezi acum, de fapt, eu sunt o fantomă din România că am plecat. E ceva din Uruguay, guys, vă zic de acum că e din Uruguay. Că așa scrie acolo. Ok, nu vă zic eu. Vă zic că așa scrie acolo. Știi ce zic, adică? Bă, vede că nu ne-a mai răspuns. Am așteptat aici vreo 20 de secunde. N-am primit niciun semn de la ea. Hai să vedem, guys, ce se întâmplă până la urmă. Unde o să duc această discuție? Mă mută să vă, să mă simt așa. Dacă vreți numărul, nu o să vi-l dau pe YouTube, cel mai probabil o să fac un server de Discord unde o să vi-l dau sau ceva, o chestie. Apăsați butonul de like foarte, foarte rapid dacă vreți numărul. Hai să vedem. Deci dacă vreți numărul, știți ce face, facem like. Conectată, what the fuck. Ah, guys, fiți atenți. Da. Oh my god, vorbește română de greu. Da, da, ok, deci cel mai probabil, dacă acum o să vorbească română, cel mai probabil o să fie nașpa rău, pentru că, ia să ne întrebăm, înțelegi ce scriu, stați puțin. Înțelegi ce scriu. Cel mai probabil o să vorbească greșit, pentru că na, e Google Translate-ul. Și eu nici nu scriu cu diacritice. Nici nu mă spunem așa, nici nu mă chinui. Hai să vedem. Înțelegi ce scriu? Vedeți că ne-a văzut un mesaj, dar nu ne dă nimic. Bă, op, da, vedeți, se vede că folosește trupele Google Translate, că dă conectat și nu scrie nimic. Și ne-a văzut un mesaj, scrie acum. Ia să vedem. Asta că... Înțeleg, oh my god, ok, deci ne-am vorbit. Bă, hai să vedem, guys, să mai aflăm mai multe chestii. Deci, uite, ca să vedeți că nu v-am mințit. De unde ești? O să zică din Uruguay. Fiți atenți, de nou o să zică din Uruguay. Vă zic eu. Din Uruguay o să zică. De unde ești? Hai să vedem. O zică din Uruguay, cel mai probabil. Hai să vedem. Mamă, frate. Băi, deci, guys, cum îi zice, nu o să vă zic să nu sunați la numărul ăsta, pentru că nu o să aveți numărul. Dar, da, bă, mi se pare foarte tare. Gen, există mai multe fantome de-astea, chiar, gen, pe WhatsApp, știți că există mai multe numere de-astea, dar chiar să vorbească românii, super genial, de unde ești? Ultima accesare, bă, dar e foarte ciudat ceea ce face, faptul că iese de pe aplicație, intră la loc, știi, adică, nu-i ca un om normal, știi că un om normal vede mesajul, îți dă sin și corectă. Născut? Stai puțin că eu trebuie să mă uit aici după cameră. Născut în La Coronila, dar locuiesc în Punta del Diablo. Guys, deci o să pun aici niște screenshot-uri. Dacă nu-i din Uruguay, m-am făcut de râs. Deci dacă nu-i din Uruguay, m-am făcut de râs. O să pun aici niște screenshot-uri de undeva. Bun, bun, bun. Am pus niște screenshot-uri. Cel puțin de acolo credeam că e ceva cu urru. Ceva de genul, abar n-am. Guys, hai să vă întrebăm prima dată. Ești o fantomă? Sper să înțeleagă toate cuvintele astea, știi? Adică născut în Arab, ea e genio, ea. Ești o fantomă, hai să o întrebăm. Ești o fantomă, frate? Ești o fate, soro, să moară băieții. Hai să vedem. Ești o fantomă? Eu cred că ea e o fantomă, sincer vă zic. Ultima accesare, ieși de pe aplicație. Băi, e real, ești nebun? Ce se întâmplă, frate? Ieși de pe aplicație. Nu sunt o persoană oarecare. Bă, guys, asta ar putea să aibă două înțelesuri. Deci, ori că sigur nu știe să pună virgulă. Adică vă dați seama că nu știe să pună virgulă. Deci, ori, să spunem așa, scrie nu virgulă, sunt o persoană oarecare, sau zice că nu e o persoană oarecare. Hai să o întrebăm, mă vezi? Fiți atenți. Poate m-auziți mai greu când, sau mai aproape, gen, când vine aici, pentru că am microfonul aici în stânga și trebuie să mă ridic puțin ca să văd ce scriu. Că eu am camera în față și de-aia fac așa. Hai să vedem. Bro, bro, it's not good, bro, it's not good, ce se întâmplă, ești nebun. It's not good. Ok, dacă e, locuiește în Punta del Diablo, unde e, în Argentina, să moară băieții, în... Mă,
Mă vede, bro, da, hai că mă vede dacă e ceva. Ia, ia, hai, dacă mă vezi, ia să vedem. Ce fac acum? Băi, m-am zis că nu cred în vrăjilele astea, mă. Așa am zis, să vezi, am zis și pe live așa că nu cred în vrăjilele astea. Am zis și pe live că nu cred în vrăjilele astea, ești nebun. Ba, ai, m-am speriat de m-am... Nu mai știam cum mă cheamă, ești nebun, băieți. Conectată. Ea e conectată, dar nu scrie nimic, adică, bă... Femeia ce-o fi, orangutanul, homo sapiens sapiens ce-o fi, e... Nu-i pe treaba ei. Ce fac acum? Zi-mă, ce fac acum dacă mă... Dacă mă... Asta așa, n-am voie să spun. De ce n-ai voie să... De ce... Hai, zi-mi direct de ce. I-am trimis, guys, i-am trimis. Hai să vedem. Așteaptă puțin. Ok, guys, hai să așteptăm. Hai să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Guys, am așteptat un minut și nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică a schis mesajul 23, 10, 23, 21 spre 23, 22. Și acum, guys, hai să o întrebăm dacă mai e acolo. Adică, a zis să aștept puțin. Mai ești? Puțin, mai ești acolo? Zis, mai ești acolo? Mai e cineva acolo? Bă, că nici noi ne mai dă sim de data asta. Hei, nici nu mai dă sim, what the fuck? Am pierdut fantoma? Guys, cred că am buguit-o, stați puțin. Să scriem în, opa, în engleză. Are you there? Hai să vedem. A scris are you there? Păi, guys, și bun, nu se întâmplă nimic cu fantoma asta. Fă ceva să mor. Fă ceva. Păi, nu ne mai bagă fantoma în seapă, băi, ce-am fost și ce-am ajuns. Măi, și acolo e are you there. Nu ne bagă fantoma în seapă. What the fuck? N-are nicio treabă. Guys, iar a trecut mult timp și nu mai are nicio treabă. Adică a trecut, să zicem așa, vreo 30-40 de secunde și fantoma mea n-are nicio treabă, ești nebun? E că ne-a abandonat, da? Ne-a abandonat, băieți, aia am fost. Sper să nu se termine așa, de că mai vreau să continui, nu înțeleg de ce nu răspunde. Am văzut acolo conectată sau mi s-a părut? Tesa asta, frate, Tesa asta, ce se întâmplă cu ea, bro? Ce se întâmplă cu ea? Deci nici nu mai dă sin. A ieșit, gata. Nu cred că s-a terminat. Conecta! Bun, bun, conectată, perfect. N-am văzut mai azi ce ne scrie. Azi ce ne scrie, chiar sunt curios ce ne scrie. Hai să vedem ce ne scrie. Vedem că nu scrie nimic, hai mă scrie. Ne-a dat pur și simplu așa la bâză. What? Guys, ne sună Tesa. Bă, bro, acum închid. Hai, lasă-mă în pace, să moară băieți, bă. Bă. Ia stai, de ce, mamă, ne sună Tesa? De ce mă suni? Băieții. Bă, ia stai, bă, eu nu-i răspund. Eu nu-i răspund, să moară băieții. Eu nu-i răspund. Eu știu că prin asta, dacă-i răspunzi, te caută, te găsești, te omoară, te... Nu, eu nu-i răspund, gata. Nici 10, hai că nu, 10.000 de like-uri am răspund. 10.000 de like-uri și răspundem, glumeam. Scrie. Răspunde. De ce să răspund? De ce? Eu nu răspund, băiți, eu nu răspund la asta, fiți atenți, eu nu răspund. Răspunde, guys, eu nu răspund, ești nebun? Eu nu stai că zic, nu-ți răspund, bă, game. Nu răspund. N-am chef să răspund, ești nebun. What, nu ne mai sună o dată, guys. What the fuck, bro? Respingem. Respingem apelul, bro. Oh my god, respingem apelul. Respingem, bă, eu nu-i mai scriu nimica, gata. Eu nu-i mai scriu nimica, gata. Adică, na, am terminat. Eu nu mai scriu nimica. Aia a fost, ce a fost, a fost. Eu nu-i mai scriu nimica, guys. Cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă scrie, mamă. De ce nu răspunzi? What the fuck, băi, dar ce... Nu pot. Bă, lasă-mă în pace, mă, dacă îți dau una 14 rete în aer, saltul nebiguniții de asfalt. Haide, mă, frate. Nu pot. Vin după tine. Hai să... Gata, am închis videoclipul. Stai să o întreb de ce, Am luat telefonul, stai să-l pun aici, să vedeți și voi. De ce? De ce vii după mine, mă, că nu ți-am răspuns? Ia, uite-te, mă, ce-am fost și ce-am ajuns. What the fuck, guys, habar n-am. Dacă vă întrebați ce am aici, m-am julit aici. Am dat odată. Dacă vă întrebați ce am aici, o să vedeți gen punctul ăsta, cel mai probabil să-l vedeți tot videoclipul. Dacă mă întrebați. O să ținem așa. De ce? Scrie.
Răspunde ultima șansă, hai că răspunde ultima șansă. Nu-i răspund, guys. Deci eu nu-i răspund. Dacă mă sună, nu i-am răspuns. Îi dau respingere din start, ia auzi. Da. Respingere, nu-i răspund, ești nebun. Lasă-mă în pace, să mă arăt, băiți. Ia, stai, case. Hai că mă lua. Nu răspund. Nu răspund. Răspuns, ok, am zis că m-am panicat, ești nebun. Răspund. Lasă-mă. Lasă-mă. Guys, ce facem acum? Dacă vreți, dacă vreți să mai vorbesc cu fantoma asta, apăsați chiar acum butonul drag să facem multe like-uri, pentru că eu nu o să mai fac chestia asta niciodată. Eu am fost Marusian cu multe like-uri pentru următorul videoclip și m-am dus. Sperăm că și Tesla s-a dus. Hai, salut! S-a răspuns. Alo? Alo? În episodul de astăzi vom suna la cele mai bântuite numere de telefon din 2021. Bă, fraților, bă, în cazul în care nu știați, eu acum am vreun an sau ceva de genul, am făcut foarte multe episoade în care sunam la diferite numere de telefon care se presupuneau că sunt bântuite, slash posedate, și în momentul în care sunam la ele, boys, îmi răspundeau o voce super ciudată sau chiar o persoană care avea, din păcate, nevoie de ajutor. Ei bine, fraților, nu am mai făcut episoade de genul, chiar dacă mulți mi-a zis, bă, Marius, mai sună că, bă, chiar era foarte, foarte interesant, pentru că nu am mai găsit absolut niciun număr, boys. Adică nu era așa, Caterin, că să sună aceleași numere, că în general se spune același lucru. Însă astăzi, fraților, am făcut un mic research și am găsit 3 numere noi de telefon, boys. 3 numere foarte, foarte interesante, unde totodată asta am zis-o și o să repet, puteți să sunați și voi, însă nu vă recomand, pentru că nu știu cum merge cu tarifele și s-ar putea să vă taxeze foarte mult pe, cum îi zice, pe factura asta de la telefon. Așa că mai bine vă uitați la mine și nu sunați la ele, pentru că s-ar putea voi să aveți o factură mare sau chiar să se întâmple ceva mult mai rău. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem 5.000 de like-uri și haideți să începem episodul. Ei bine, fraților, primul număr de telefon este unul foarte ciudat, pentru că se spune că suni la un criminal în serie. Este vorba despre un băiat numit Bauman, nu știu cum, adică prenumele și după Bauman, care are un număr de telefon care sună așa: 001-618-625-8313. Și în cazul în care o să sune aici, boys, o să-ți răspundă și o să zică ceva de genul că, salut, în cazul în care ești mama sau altă persoană, zice nu știu ce, dar în cazul în care ești altă persoană, cum suntem și noi, să nu te crezi inteligent că ai găsit numărul, că o să vină după tine, că nu știu ce, e ceva foarte ciudat, fraților. Chiar acum o să iau telefonul și o să mă duc aici, după cum vedeți, sunt aici unde se scrie numele de telefon, și o să pun aici, fiți atenți neapărat, fraților, dacă vreți să sunați la astea, trebuie să puneți prefix de America, adică 001 și după punem 618-625-8313, fraților. După cum vedeți aici, 83136, o să dăm apelare și dăm pe difuzor. Hai să vedem. Ok, fraților, ok. Hi, you have reached the residence of Murray Bauman. Mary Bauman. You please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed. Deci zice că, okay, dacă ești mama să mă suni, eu nu știu. Joyce. Calling. I've been trying to reach you. I have an update. It's about, well, it's probably best if we speak. Ok, o să vă zic eu ce se întâmplă la final, dar stai să mă auzim. Dacă e altcineva, te crezi inteligent că mi-ai luat numărul de telefon? Ci că nu ești inteligent. Nu e special. Și că să nu mă mai niciodată. Ești un parazit. Thank you and good day. Sorry, this mailbox is full and cannot accept any more recordings. Thank you for using the voicemail system. Ok, fraților, mamă, mamă, man. Deci am sunat la băiatul ăsta, prima dată a zis, după cum am zis, a zis că
Dacă ești maică-sa, să sună ora 5 și 6, cum am discutat. Dacă ești Joyce sau nu știu cum îl chema pe băiatul ăla, să-și fata aia, nu știu. A zis că a încercat să vorbească foarte, a încercat să dea de persoana asta și să o sune și să vorbească ei. Asta era un fel de căzuță vocală și după cum vedeți, am încercat să-i las un mesaj, vreau să las un mesaj sau ceva de genul, însă nu s-a putut că acea căsuță vocală era plină, fraților. Bă, foarte, foarte ciudat. Am zis că ne-a făcut paraziți, idioți, că vine după noi. Bă, foarte ciudat, fraților. Hai să trecem la următorul număr de telefon, care sună așa: 001, prefixul știți și voi, 508-690-6143, fraților. Bă, deci ăsta mi se pare cel mai horror dintre toate și o să vă zic acum și de ce. Dacă sunt la numărul ăsta, boys, apelul tău o să ajungă, nu știu mai exact unde, ori în America, ori în Canada, nu mai știu cum am citit acolo. Și acolo apelul o să ajungă într-un subsol unde sunt ținuți mai mulți oameni captivi, fraților. Însă, care o să fie treaba? Când o să sunt, o să se aude așa un bip de ăla așa și o să se simte că e în subsol, o să se audă așa ecou și toate chestiile de genul și după o să auzi cum vine cineva în subsolul ăla ca și cum coboară pe scări și după face o chestie, se aude un sunet super, super ciudat. Am văzut o filmare în care o persoană a stat și 5 minute cu ăla la telefon. Dar nu înțeleg care-i treaba, știi, zic, urmează să aflăm. Deci punem aici 001-508, după cum vedeți, fraților, 690-6143. Aveți aici numărul, fraților. Și dăm un call, hai să vedem ce se aude. Grijă mare că o să se audă un băzâi de ăsta foarte mare la început. Deci ăsta e băzâitul. Și acum, vedeți, fraților, se aude cum vine cineva. Bă, se aude ceva, bă, dar se aude așa de ciudat. Deci stai, acum bate ceva, dar nu înțeleg ce bate. Nu înțeleg, bă, pe bune, de... Bă, care-i treaba cu numărul ăsta, boys? Bă, care-i treaba? Că-i ciudat rău de tot, vă zic, man. Adică, e ciudat rău de tot. Ok. N-aș știut să de asta. O să închid, fraților. Bă, nu știu care a fost treaba cu numărul ăsta. Bă, mi se pare... Bă, ciudat, rău de tot. Ați văzut că la început a fost ăla, s-a auzit cum a coborât ăla de undeva și după sus se auzea o chestie, parcă bătea în ceva sau nu știu care-i treaba. Fraților, acum ajungem la ultimul număr din acest videoclip, fraților. E bine, dacă sun la numărul ăsta, e un număr din Japonia, unde dacă suni o să auzi niște sunete ciudate, însă o să-ți auzi ție vocea, că ai zice că e ceva bătrân, ceva legendă acolo din Japonia, cu un bătrân de ăsta nebun sau ceva de genul care îți ascultă vocea, boys, și trebuie să avem neapărat grijă ce o să spunem. Însă n-ai cam, e cam ciudat că o să mă aud pe mine, fraților, știi ce zic? Hai să dăm aici 001 este numărul, 909-390-390-003. Deci uitați-vă, fraților, ăsta este numărul, ăsta să mi se focalizeze ăsta. A, nu, 0003, fiți atenți, guys. 3 de 0 și un 3. Asta este numărul final, fraților, la care o să sunăm. Hai să vedem ce ne oferă și ăsta. Let's go! S-a răspuns. Alo? Alo? Bă, fraților, bă, m-au pe mine. Bă! Bă, cine e acolo? Bă, cine e acolo? S-a auzit un... S-a auzit o chestie. Bă, m-au pe mine. Deci... Iată, m-am pus pe modul mut. Ok, nu se mai aude nimic, fraților, m-am pus pe mut. Bă, da, ca să te auzi pe tine, trebuie să fie un telefon care să te asculte, gen. N-are cum să fie altceva. M-auzi? M-auzi? Bă, fraților, băi, ciudat rău de tot, vă zic.
Se aude? Se aude? Ok. Deci, boys, am închis ăsta. Bă, un număr foarte, foarte ciudat. S-am auzit anumite sunete, parcă... Nu știu. Arăta că eram altundeva, abar n-am, boys. Deci se auzeau niște sunete super ciudate pe lângă vocea mea, necou. E bine, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Maruseancu și ne revenem în curând cu episodul noi. V-am pa pe toți, pa, pa. Bine v-am găsit la un nou episod. Fix când filmez eu chestia asta, s-au făcut 10.000 de like-uri. S-au făcut 10.000 de like-uri la clipul ăla care am postat și am făcut publică amenințarea pe care am primit-o eu pe Gmail de la un anumit tip, abar n-am ce e. Ei bine, am stat, mi-ați trimis foarte mulți mesaje în legătură cu să nu-l sun la numărul ăla pentru că s-ar mai întâmplat. Unii au zis că și că a mai avut prieteni care au primit fix același mesaj ca și mine, nu știu dacă e adevărat. Însă mi-a zis cineva că și că a avut un prieten care a primit fix același mesaj ca și mine. Adică s-ar putea să fie un fel de robot care trimite mesaje, nu știu ce să zic. Totodată, guys, mi-a zis foarte mulți că în videoclipul ăsta să vă dau un număr și nu o să pot să fac asta pentru că nu știu, guys, s-ar putea să fie numărul la o anumită chestie sau s-ar putea pur și simplu să fie un număr personal la unei persoane pe care o să vrească să sun. Eu o să sun pentru că am promis. Am 10.000 de like-uri când filmez eu chestia asta. Și totodată, dacă vreți numărul, apăsați chiar acum butonul de like pentru că după ce o să văd ce o să se întâmple, o să revin cu un videoclip de update în ce s-a întâmplat în chestia asta. Și dacă facem 10.000 de like-uri, o să vă dau și numărul în următorul videoclip legat de această amenințare pe internetul ăsta. M-am gândit mult. Am găsit un fel, mi-am pus pe telefon un fel de protecție, am găsit ceva, am dat 2 lei pe ea, nu fără miște, am dat 2 lei de pe Magazin Play. Am dat 2 lei pe ea, ceva protecție, nu știu cum, că da, m-am gândit să sun și eu cu o chestie, pur și simplu acum am aici telefonul, pot suna, m-am băgat și un VPN de pe net, adică sunt, ok, nu știu dacă sunt chiar așa de, să spun așa, să nu fiu dispus la atacul, însă habar n-am ce să spun, guys. Nu știu, v-am zis, tot m-am gândit dacă acest atac este real sau nu. Bă, și bă, v-am zis, m-am uitat și ieri seară, am căutat dacă e-mailul meu personal, pentru că amenințarea a fost primită pe e-mailul personal, dacă l-am expus undeva și vă zic sincer că nu l-am expus niciunde, niciodată, adică nu știu cine ar fi putut, poate am intrat pe un site și m-am abonat la o chestie și mi-a dat chestia asta, cum am avut căs de pe YouTube sau altceva, nu-mi explic, nu știu cum ar fi putut să-mi trimite acest e-mail. O să sun la acest număr, am căutat numărul pe net și este, adică nu este un număr, ceea ce m-a bucurat, nu este un număr unic, este un număr care, fiți atenți, stați puțin acum să caut pe net, inițial am filmat asta și vreau să vă dau numărul ăsta după ce am citit pe net, nu mai vreau, ci că este un număr, adică e foarte chestie, nu știu, sper să nu viroseze telefonul pentru că am căutat informații legătură cu numărul ăsta, ci că este ceva, o voce robotizată, abar n-am, însă toată lumea ce spunea acum, deci toată lumea, nimeni nu zicea că am sunat numărul ăsta și am făcut ceva, toată lumea zicea că numărul ăsta, Tomă, sună, nu se oprește din sunat, adică toată lumea reclama faptul că numărul ăla sună disperare, nu că au sunat ei și sper că în momentul în care să sun eu să nu mă sune după în disperare și să-mi zică chestii pentru că mă cac pe mine de frică la propriu. Așa că, chiar acum, guys, o să încercăm să sunăm, o să iau numărul aici, v-am zis, inițial voiam să vă dau numărul ăsta după ce am citit pe net, s-ar putea gen într-un fel să vă virusez telefoanele și nu vreau chestia asta, adică v-am zis, am văzut că mulți au zis că s-ar putea să fie o farsă, bă, s-ar putea să fie o farsă, dar nu știu de la cine și totodată v-am zis că... Nu știu, gem, că nu mi-a dat e-mailul ăsta, nu mi-am uitat să nu-l fi dat, asta m-am și uitat la anumite live-uri și acolo nu s-a văzut deloc e-mailul meu personal, adică nu, ok, nu-i mare chestie să se vadă, pentru că oricum nu răspund la mesaje, însă na, așa ca idee, nu știu de unde ar fi putut să aibă chestia asta, băiatul ăsta, că doar nu e un monstru, băiatul ăsta, fata asta sau cine o fi în spatele chestii astea. Acum, guys, hai să sunăm, eu chiar acum o să pun numărul aici frumos. Așa, așa. Bun, ok, hai, guys, să sunăm. Este din Statele Unite ale Americii. Hai să sunăm, guys, hai să sunăm. Ok, mi s-a închis telefonul. Bă, guys! Bă, eu... Nu știu, parcă este... Îmi sună cunoscut ce am auzit acolo. Ok, nu că îmi sună cunoscut, însă... Ok, guys, am căutat ceva pe internet. Și am aflat că, cică, numărul ăsta este un fel de invitare la o dată de pe Deep Web către iad. Adică e un fel gen... La sfârșit, dacă ați auzit vocea aia...
robotizată, zice ceva de hell. Hell înseamnă iad, deci un fel de invitare către iad. Și totodată am mai auzit că, nu știu, chestiile astea sunt un fel de invitații date. Adică nu știu, nu prea are logică invitații cu amenințare. Adică tot e un balamoc, adică bă, sigur cineva face o farsă. Asta e cel mai probabil. Și da, cam atât am avut de spus. Și nu uitați că asta... Ok, guys, am venit înapoi, sunt aici înapoi. Ei bine, am fost, cum zice, până jos. Am fost până jos pentru că am avut o treabă asta vreo două ore afară. Și am vrut să vă zic, am primit mesajul ăsta acum o oră. Și pur și simplu știu ce să zic. Adică, am primit mesajul ăsta acum o oră. Am primit un mesaj cu o adresă de pe Google Maps. Am primit un mesaj cu o adresă. Am căutat adresa pe Google Maps. Și uitați-vă unde mă dă, frate, mă dă în pădure. Sunt în Paloma și fiți atenți, am aflat că de fapt numărul ăsta, Doamne ajută, este un fel de robot, pentru că am mai sunat de două ori la el și mi-a mai dat de două ori mesaje cu această adresă. Este o adresă din Paloma și mi-a strit o chestie foarte nașpa. Mi-a strit o chestie pe care eu nu m-am gândit deloc. Și cred că nu prea are logică. Cine știe videoclipul meu cu Tessa, da, cea fantomă Tessa? Ei bine, fantoma era de un Uruguay, din Uruguay. La Paloma, chestia asta e tot din Uruguay, însă n-are nicio treabă cu Dark Web-ul și cu toate chestiile astea. Eu știam că, v-am zis și la început, că Tessa aia, nu știu cum îți face în creier, oh my god, băi! Deci, eram afară și am primit mesajul ăsta, am venit acum rapid, gen, am mai sunat de dor și am primit același mesaj, adică nu este ceva special pentru mine, e pur și simplu un robot la care sun și îți dă mesajul ăsta, nu e nimic special, există numere de astea de telefon. Adică există numere de astea, nu mai e. Însă, băi, fix din Uruguay, frate. Deci cineva trebuie să facă o farsă, pentru că nu se leagă dar cu ebu, cu Tessa, cu alea, adică sigur e o farsă, sper că e o farsă. Deci, oh my god, deci nu știu ce să zic, guys. Lăsați un comentariu să facem 10.000 de like-uri dacă vreți să dau numărul. Da, nu știu dacă o să mai continui. Asta cu Dark Web, nu știu dacă o să mai posteze pe Dark Web, însă na. Abar n-am, bă, deci chiar acum m-am făcut să gândim, m-am liniștit într-un fel când am văzut că e un număr robotizat, adică dai mesaj și îți dă chestia asta, sigur mai multă lume a dat mesaj, sper că a dat mai multă lume mesaj, gen a sunat și a primit mesajul ăla. Eu am fost Marius Ianicu, uitați-vă un follow pe Instagram, marius.ianicu.tdu, ne vom vedea data viitoare cu un nou videoclip, hai salut! Poți vorbi cu Green la telefon, mi se pare foarte, foarte tare ideea asta. Respectiv, poți să dau un start chat cu ea, poți să fac și un video call. Adică, guys, nu numai vorbim cu ea la telefon, puteți să vorbim cu ea de la telefon, să vorbim cu ea pe chat și să vorbim și ea și cu video. Dacă mai vezi clipul, deja nu uitați să apăsați butonul de like. Și haideți să începem, guys, prima dată. Haideți înainte și înainte, gen, pentru că Meica călbănesc că este apreciat, însă video call, toată lumea vrea să vadă video call cu Granny. Haideți prima dată să începem cu start chat aici, dăm start chat, nu uitați să apăsați butonul de like. Hai să vedem, Granny. Deci uitați, guys, avem acolo jos niște chestii pe care le putem alege să vorbim cu Granny, fiți atenți. Hello, how are you? I can see you. Hey Granny, can I FaceTime? Fiți atenți, hai să zicem hello la Granny. A zis hello la Granny, no și uși, hai să vedem ce le zicea. Fuck it, bro. Oh shit, man, mi-a dat o reclamă, oh my god, bro. Sper că nu-mi dă reclamă după fiecare, de asta o să mă enervez. Hey, I see that you were looking for me. Ok, bro. Deci îmi dă emoji de la cu Diablo și îmi zice: salut, văd că te uitai pentru mine, mă așteptai. Holy shit, bro. Ok. Ok. Fiți atenți, hai să dăm asta mai lungă. Deci, it's like, listen, I don't know what game you playing, Granny, but I ain't buying it. Deci zice, nu știu ce vrei să spui, adică nu știu ce joc joci, însă nu o să pică capcana ta. I'm coming to visit you now. O să vină să mă viziteze chiar acum, bro. Ok, ok, cel mai probabil e mare vrăjeală, să sperăm să nu mi iasă ceva din spatele ușii gen, sau ceva de genul. Hai să vedem. Deci, how are you? I can see you. Hai să zicem că o putem vedea, poate se sperie, mai știi să mă răbăiți, I can see you. Poate se sperie, bro, nu știu. Poate se sperie, prove it. Ok, deci îmi zice prove it, gen. Ok. Oh shit, deci îmi zice prove it. Hai să dăm asta. Oh my god, no. How about you leave me alone? I won't give anyone your number. Deci am zis așa, fii atent, guys. I-am zis să mă lase în pace și nu o să dau nimănui numărul ei. Însă este o aplicație. Fiți atenți ce îmi zice Granny. Check this out, guys. Check this out. I want you to be happy. Vreau să fii fericit. You must come to my house and you will have a wonderful time in the basement. Deci știi că vreau să fii cum îi zice, vreau să fii sănătos, vreau să fii fericit, trebuie să vii la casa mea, bro, și o să ai o experiență foarte, foarte faină în beach, adică în basement, oh my god. Hai să-i zicem, guys, nu știam că Granny poate să aibă un telefon, bro, hai să vedem. Oh my god, I didn't know Granny can have a phone. Oh my god, bă, mi se pare foarte, foarte ciudată aplicația asta, bro, nu știu ce am impresia. Yes, I have a phone and I can call you now.
Deci, iată, dar nu telefon și voastră mă sună pe mine chiar acum. Fiți atenți, guys, fiți atenți și dă, hai să dăm asta cu, hey, Granny, can I FaceTime you right now? Poți să dau FaceTime, adică vreau să te văd chiar acum? Hai să vedem ce îmi zice, guys. Yes, of course, but you have to do the guts, do it at 3 a.m. Oh my god, guys, deci mă provoacă să o sun la ora 3 dimineața. Dacă vreți să faceți chestia, dacă vreți să faceți chestia asta, apăsați-o de like. Mă provoacă, deci pur și simplu Granny mi-a zis că dacă am curajul necesar, să o sun la ora 3 dimineața. Mi se pare genial, challenge accepted, accepted, Granny. Te prind omor. Ok, hai să vedem, hai să vedem aici. Hai să-i mai dăm un ăsta, cine mai vă. How are you? Hai să o întrebăm cum se simte, bă, că până la urmă, bro, e și eu, fantomă, dar hai să o întrebăm cum se simte, man. Că până la urmă, man, fiecare om are nevoile lui, bro. E și eu, fantomă, merită să o așteptăm, să o întrebăm cum se simte, știi ce zic, like, până la urmă, nu? Adică, n-am eu dreptate, ziceți acum, adevărat. I am fine, my child. How about you? Deci, iată, sunt bine, copile, tu ce faci? Hai să-i zic... Please don't come to my house. Te rog să nu vii la mine acasă. Poate se gândește să vii la mine acasă și acum eu opresc. Îi zic, frățeorul, nu veni, te rog eu. Hai să vedem ce zice. Do you want to know a secret? The house in the game is your house. Deci îmi spune că casa pe care... Oh shit, bro. Ok, ok. Deci casa pe care... care e în joc e de fapt casa mea. Ok, hai să vedem dacă... Evident. Hai să-i zicem, tell me a joke. Să-i spunem să-mi zic o glumă. Let's go. Tell me a joke. Spune-mi o glumă, Granny, hai să vedem ce glumă, poate râde, nu cred, cea mai probabil că nu fie, fie de. Will, Granny got a special place for people like you, guess what, it's called basement. Și că Granny are un loc special pentru oameni ca tine, ghicește ce se numește subsol. What the fuck, bro. Ok, hai să vedem aici, dacă mai avem ceva nou. Hai să zicem, ok, guys, fiți atenți. Ne uităm aici, stați puțin că din greșeală am dat cu aplicația. Fiți atenți, guys. Intrăm înapoi în aplicație și o să o sunăm. O să sunăm prima dată cu audio, gen, ca să vedem ce ne spune. Și după o să sunăm cu video call, să vedem cum ne răspunde. Let's go. Sunt chiar foarte, foarte curioși să se întâmple, man. Hai să vedem ce o să se întâmple. Make a call. Hai să vedem. Hai să așteptăm să se ducă reclama asta de la Ninja Girls Reborn, mare reclama. Și hai să vedem ce ne zice Granny. Ok, mă sună ea, fuck it, uitați numărul lui Granny acolo. Ok, i-am răspuns. Do you want to play hide and seek? I see you. Oh my god, îmi zice că mă vede și dacă vreau să mă joc fața scuzilea și râde. Unde ești, chica, bro? Deci, what the fuck, deci pur și simplu uitați acolo numărul ei, îmi spune că și că dacă vreau să mă joc, hai de sus și că mă vede. Unde sunt, că mă vede? Popomut. Calmut, ok, ok, am oprit-o. Hai să vedem dacă dăm extra volum. Vibrate don't work, speaker. Ok, hai să închidem, mi-am închis, guys. Oh my god, deci nu știu dacă mă credeți, tocmai ce mi-a zis, adică bănesc că ați auzit și voi, vă traduc eu ce mi-a zis. Mi-a zis că și că te văd, mi-a zis te văd. Hai, dacă vrei să jucăm hide and seek, adică fața ascunselea și să-mi spui unde ești. Ok, mi se pare foarte, foarte ciudat ceea ce a făcut Granny, mi se pare extrem, extrem de ciudat. Însă haideți să continuăm, guys, cu cea mai creepy parte din acest episod și totodată cea mai creepy parte din această aplicație. Respectiv să nu mai intrăm cu Granny pe make a call, să-i spunem țac, pac, 1, 2, ce mai faci. Să nu mai dăm pe start chat, să dăm cu răspunsul lor și să dăm direct video call. Hai să vedem, video call. Hai să vedem, let's go. Hai să vedem. Ok, video call cu Granny. Deci după cum vedeți, mă sună Granny. Deci hai să-i răspundem, guys. Dacă vrei să-i răspundem, apăsați pe un like. Let's go, hai. Mi-a răspuns, mi-a fucking răspuns. Ok, ok, e în joc. Granny, vedeți când a răspuns cu un FaceTime din casă. Pur și simplu, Granny e în casă, bro. Granny a răspuns cu un FaceTime din casă și ne caută, bănuiesc. Bănuiesc că ne caută. Asta e ceea ce face, vedeți că are bâta acolo. Oh shit, bro. Oh shit, man. Și rulează videoclipul ăsta în continuare. Deci puteți vedea că videoclipul ăsta rulează din ce în ce mai mult. E Granny care e în casa ei și tot ne spune nebunii. Ok, ok, foarte, foarte ciudat. Deci pur și simplu, oh my god, ok, haideți să închidem, guys. Dacă v-a plăcut clipul, hai să închidem și reclama asta. Este o aplicație plină de reclame. După cum vedeți, guys, am sunat-o pe Granny. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să apăsați un like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem încă episoade noi. Și aveți grijă pe viitor la Granny. Aveți grijă că vă poate face lucruri foarte, foarte nașpa. După cum ați văzut, mi-a scris niște lucruri foarte, foarte dubioase. Și totodată, dacă vreți să o sunăm la ora 3 dimineața, cum ne-a propus ea, apăsați un like. Eu am fost Marius Iancu, v-am dus, hai, salut!
Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un episod, guys, în care o să vă prezint 5 numere de telefon pe care să nu le sunați niciodată, deoarece aceste numere au anumite povești, să spunem așa, în jurul lor și totodată e foarte, foarte nașpa când vă răspund și toate numerele astea pe care o să vi le arăt o să vă răspundă, o să sunăm la toate pe rând și o să vedeți ceea ce se întâmplă. Haideți să înceapă clipul, nu uitați să apăsați butonul drag și să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă mai vreți episoade de genul și haideți să începem cu primul număr de telefon. Primul număr de telefon este următorul, guys. Uitați-vă aici. 801-820-0263. Acest număr se zice că îți testează credința și doar cei care au credință, nu știu ce să ai credință, nu în Dumnezeu sau ceva de genul, n-a zis nimic de Dumnezeu, doar credință, vor înțelege ceea ce s-a spus în momentul în care îți răspunde cineva de pe acest număr. Nu uitați că dacă, în cazul nu vă recomand, vreți să sunați la toate numerele astea, numerele nu sunt de România, sunt de America, așa că trebuie să adăugați prefix 001 și după băgați numărul respectiv 801-820-0263. Chiar acum o să sună și o să vedem ce se aude. Difuzor și hai să vedem ce se aude. Bro? Bro, mă lași aici în timpul clipului. Ok, guys, deci dacă ați fost atenți, la începutul apelului s-a auzit ceva, gen, după ți-a zis și 1-7 și ceva drujbă, însă la începutul apelului s-a auzit ceva, s-a auzit un lucru, guys, gen, foarte, foarte în șoaptă. Se spune că cei care au, într-adevăr, multă credință îl pot auzi, nu știu despre ce este vorba. Hai să trecem la următorul număr de telefon. Următorul număr de telefon este așa, 408-634-2806. Se spune că acest număr nu există pe pământ. După cum știți, toate numerele astea de telefon, să spunem așa, chiar dacă are prefix de America, toate pot fi localizate. Adică știți că dacă, să spunem așa, dați un număr de telefon unui băiat care nu-i hacker sau ceva de nu se pricepe puțin la calculatoare și la informatică și toate chestiile astea, îl poate depista foarte, foarte ușor cu ajutorul chiar unor aplicații, gen puteți să băgați numere de telefon pe aplicații de pe net și pur și simplu să le depisteze locația. Ei bine, acest număr de telefon se spune iar totuși, gen, că what the fuck, man, nu e adevărat după părerea mea, că te duce într-o altă dimensiune și că numărul ăsta nu e pe pământ, gen, datorită sound effecturilor pe care le are când îl sună, adică sunetul pe care îl are. Mare căcat, gen, să spunem așa, nu mi se pare deloc wow, adică 100% e fake. Așa că, adică, gen, numărul răspunde, dar asta cu în altă dimensiune de o naiba, cine o crede, bun. Deci am pus numărul și chiar acum hai să sunăm, let's go. Hai să vedem, bro. No, și cam atâta, 20 de secunde. După cum ați văzut la început, nici măcar nu a... La început nici măcar nu a sunat, gen, pur și simplu instant a răspuns. Ați văzut că au fost doar 20 de secunde, n-am înțeles absolut nimic, așa este cel următorul număr de telefon. Următorul număr, guys, este a unui personaj destul de cunoscut în partea de est a Americii, respectiv Brinkle the Clown. E un fel de poveste. Știți că poate voi dacă stați la asta sau ceva de genul aveți vreo poveste de asta, că e o comoară, o fantomă, ceva de genul. Ei bine, și ăștia din America au așa ceva. Se numește Brinkle the Clown, care nu răspunde niciodată la telefon. Adică dacă îl sunăm, o să ne răspunde, însă nu o să ne răspunde, o să ne răspunde cutia lui vocală, care o să zică că o să fie data viitoare când o să sunăm, o să fie acolo pentru noi și 100% o să-mi răspundă. Însă dacă mai sună o dată e același lucru. Numărul este 407-734-0254. Chiar acum o să-l punem totodată, v-am zis, cu 001 prefix pentru că asta contează. Hai să vedem. 734-0254. Chiar acum o să-l sunăm. Let's go.
Brinkle the Clown îl cheamă sau ceva de genul. Bro, răspune, Brinkle the Clown, man! Fuck it! You've reached Brinkles the Clown. I'm not here to take your call. Give me a message, I'll call you back. Da, am zis că să-i lăsăm un mesaj și să ne sunem înapoi. Nu lăsați un mesaj sau ceva, deci nu încercați căcaturi de genul. Hai să trecem la următorul număr. Următorul număr, guys, se spune că este numărul morții. De ce? Pentru că poate să mai auzi numărul ăsta de telefon. Eu l-am mai arătat de foarte multe ori, însă abia acum am realizat exact ce înseamnă. Ei bine, numărul este 828-756-0109. Dacă nu vă sună familiar, e numărul ăla în care dacă îl suni, e un băiat care zice un cod binar, care zice 10, gen parcă, băi, e chinuit să zică numărul ăla. Adică o să vedeți din intonația vocii lui că nu e un om care zice pur și simplu 01, nu știu cum. E chinuit să zică numărul ăla. Și după foarte multe investigații, adică gândiți-vă că sunt undeva la 30, 40, 50 de cifre, s-a ajuns la concluzia că acel cod binar înseamnă moarte. Adică dacă tu te duci, bagi codurile alea pe un site de coduri binare, îți dă death. Ce înseamnă death? Moarte. Hai chiar acum să sunăm. Punem aici 001 828 756-0109. Să vedeți că e un băiat care se chinuie să zică niște numere, niște cifre, da, până la urmă cifre, numere, același lucru. Și într-un final o să vedeți ceea ce se întâmplă. Let's go, call him, l-am sunat, bro. Hai să vedem, punem pe difuzor. Sună, bro. Let's go. Hi, man. Ok, și asta a fost 0.38 de secunde sau ceva de genul. După cum am zis, dacă aveți timp, da, puteți să căutați până vă mai omorâți timpul. Dacă luați toate cifrele alea, le băgați într-un cod binar, iese moarte. Și hai să trecem la ultimul, vreau să zic următorul, ultimul număr de telefon din această listă. Următorul și ultimul deodată număr de telefon este cel de la Boot World Industries. Dacă nu știți ceea ce este Boot World Industries, este o firmă care, ci că există, nu are niciun sediu fizic sau ceva de genul, dar există pe internet, puteți să căutați. Este vorba de firma care îți resetează viața. Poate v-ați uitat și voi vreodată la un serial de ăsta, să spunem așa, în care un om e dat în urmărire generală și vrea să schimbe viața. Adică fața, își face operații estetice, numele, tot, pașapoarte, buletine, poate și despre ce este vorba. Ei bine, se zice că asta e firma din viața reală care chiar face lucrul ăsta. Numărul este 001, după cum am zis, 630-296-7536. Și chiar acum vom suna ca să ne resetăm viața la Boot World Industries. O să vezi că ne-a zis acolo. Și după ce ca asta, la finalul apelului, zice că o să trimită pe cineva după mine. Am mai sunat acum 5 luni, n-a trimis pe nimeni. Deci nu vă speriați că n-o să mor. Let's go, hai să vedem, bro. Hai, bro, răspunde, man, fuck it. Dacă chiar voiam să-mi schimb viața, ești de bun, așteptam să răspund, atâta muream. Ah, nu, credeam că... Ca să vă zic ce mi-a spus, am zis, bună ziua, sunt de la Boot World Industries,
numărul vostru a fost înregistrat și localizat și în curând o să fiți contactați de o firmă de remodelare corporală ca să, cum îi spunem, o să fiți contactați de o firmă de remodelare corporală ca să se termine toată treaba asta și într-un final să-mi schimb viața. Brother, am mai sunat acum 5 luni și nu mi s-a întâmplat nimic. Ei bine, cam atât a fost cu clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like. A fost un clip foarte, foarte interesant. Putem să facem și partea a doua pentru că mai există numere de genul de telefon, însă astea mi s-a părut mie că au fost cele mai interesante. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe și eu am fost Marusian, cu ne vedem curând cu noi episoade creepy sau de gaming. Hai, salut.